Eterna Camerata Chișinău, în format simfonic, dirijor Cristian Spătaru, solo trompet Andrei Iurcu. Lie Ciocârlie, versuri Grigore Vieru. Interpretează corala Vocii de Primăverii, Liceul Teoretic Ion Creangă, dirijor Mătărina Ganea, Capela Corală Academică Doina, conducător artistic și prim dirijor Ilona Stepan. Thank you.
Balada păsările tinereții noastre. Solo vioară, Polina Cibotari, laureată a concursului național de interpretare instrumentală Eugen Doga, ediția 1. Profesor Carina Voinovski, Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu.
Pasărea cu pene albastre. Versuri Veronica Micle. Solistă Anastasia Popova. Eleva școlii de arte Valeriu Poliakov. Profesor Jana Vdovicenko. Sonet interpretează Camerata Chișinău în format simfonic, dirijor Cristian Spătaru. La pian, Marian Ungur. Actorii Nicu Țurcanu și Cristian Perepeluc. Chișinăul meu, după bine și noroc, Chișinăul meu. Nu știam că binele
ești tu, Chișinăul meu. Nu știam că dragostea chiar în tine se găsea. Un mândru curcubeu, un luceafăr luminos. Așa ești tu, Chișinăul meu. Te-am îndrăgit nu de atât că ești frumos, dar de atât că ești al meu. Și al meu vei fi mereu, Chișinău! Peste mări și țări, peste galaxii este orașul meu și al inimii. Doar aici minunea se va întâmpla, dacă o aștepți și mai crezi în ea. Mii de feți frumoși, costunzene, mii, se sărute în parc și pe străzi pustii, licurici electrici. Seara se aprind într-un neuitat și frumos colin. Chișinău, aventura mea, Chișinău, nostalgia mea, Chișinău, citadela mea, Chișinăul meu, Chișinăul nostru, Chișinău, oraș cu tei, Chișinăul meu, și cu focul dragostei, Chișinăul meu, Chișinău, oraș de vis, Chișinăul meu, și-n sufletul meu scris, Chișinăul meu, scris alături de-al meu brad și de tot ce am mai drag, scris în versul care-l spun lângă tot ce am mai bun, Chișinău! Minte, pe străzile nopții, adesea poți vedea pulberele stea, sau de vechi scrisori. Doar deschideți ochii, Chișinău e aici, cu fața voastră. Deschideți inima și iubiți-l azi un pic mai mult decât ieri, și mâine un pic mai mult decât astăzi. Chișinău, oraș de vis, Chișinău. Actorii Teatrului Genezart, Nicu Țurcanu, Cristian Perepeluc. Cascada de Paris, duetul de acordeoniști Dragoș Gorgan și Alexandru Brânzilă. Elevii școlii de muzică Eugen Doga. Profesor Andrei Lungu.
Printre toți dumneavoastră am zărit-o pe poeta Radmila Popovici Paraschiv și am să îndrăznesc în continuare să vorbesc cu versul. Tangoul, cristalin, fragil și static, ți-am dăruit purtându-l înghețat. Ce ritm tulburător și enigmatic pe strună de auz am încrustat. Ce sacra armonie mă încearcă în noaptea adormită de-un târziu. Ce limpede lumină e de parcă ești înger. Hai acum, mă ia de brâu, mă strânge, mă apleacă, apoi subție mă întinde tu ac fiind. Iau fir de ață prin tine să mă treci. Dansez și cânt 5 dimineața, abia mă țin de brațul tău. Zăresc prin geam rotindu-se în față o umbră cu un tango de zile mari. Tango, Camerata Chișinău, format simfonic și dirijor Cristian Spătaru. Gramofon interpretează Camerata Chișinău și ansamblul de violoniști Divertisment. Profesor
Elena Soschi, Școala de Muzică Maria Bieșu. Lamento, pian, Diana Păvălucă, laureată concursului național de interpretare Eugen Doga, profesor Natalia Tarabarina, Școala de Arte Valeriu Poliakov. Thank you.
Codrii mei versuri Petru Cruceliuc. Solist Bogdan Rotaru, profesor Ludmila Țurcan, Școala de Arte Alexei Stârcea. Hora Prieteniei, versuri Ion Podoleanu. Interpretează corala Vocile Primăverii și capela corală academică Doina. Thank you.
Pârâiașul, acordeon Dragoș Gorgan, Școala de Muzică Eugen Doga. Valsul, Gingașa și Tandra mea fiară. Solistă Arina Cernețchi, eleva Școlii de Arte Valeriu Poliakov. Profesor Taisia Caraman. Te-am scris ca pe-un vers, m-am dorit să te învăț, ca să știu tot despre tine și să
Maria Mirabela, versuri Grigore Vieru. Interpretează corala Vocile Primăverii și capela corală academică Doina.
Dragi prieteni, cum vă simțiți? Nu se aude în tot Chișinăul? Și mai mult, te salut Chișinău! Avem copii talentați pe care i-ați admirat astăzi pe această scenă, le-ați oferit aplauze și admirația dumneavoastră. Să știți că Primăria Municipiului Chișinău îi susține și este alături de ei. Doamna viceprimar Angela Cutasevici vă invit aici alături de noi pe scenă. Avem o surpriză pentru tinerii noștri. Vă invităm alături de noi. Doamna viceprimar Angela Cutasevici. Bună seara, felicitări! Bună seara! Puteți rămâne și acolo. Te salut, Chișinău! Bună seara, dragi chișinăuieni și oaspeți ai capitalei, dragi artiști! Ne-ați stopit inimile, ne-ați încântat sufletele, așa este? E fantastic ceea ce se întâmplă deja al treilea an consecutiv aici, pentru că noi punem în valoare istoria locală. Să știți că Chișinăul a fost atestat pentru prima dată în documentele istorice pe 17 iulie 1436. Cumva acest eveniment istoric nu era valorizat. Iată de ce ne-am propus să punem în evidență acest eveniment, acest fapt istoric și să spunem tuturor chișinăuienilor de când a provenit orașul nostru, de când ni se trag originile. Și asta e foarte important. Iată de ce, de fapt, și festivalul Te Salut Chișinău este dedicat zilei noastre de naștere. Zile de naștere a orașului nostru frumos. 4 zile, ieri a fost o zi neobișnuită, nemaipomenită, frumoasă, azi e o seară iarăși de poveste magnifică, mâine urmează o seară cu multe surprize și luni, pe 17 iulie, vom pune în valoare acea zi istorică prin conferințe științifice, prin lansări de carte, filme dedicate istoriei locale. Eu mulțumesc artiștilor care cu mult drag, cu multă dăruire, cu dragoste pentru noi, pentru chișinăuieni. Și desigur, acest lucru nu ar fi fost posibil dacă nu ne-ar fi încântat prin muzica sa marele maestru Eugen Doga. Vreau aplauze furtunoase pentru geniul nostru muzical, Eugen Doga, pe care îl așteptăm să se recupereze cât mai repede și să-l vedem alături de artiști, pentru că dumnealui, practic pe fiecare din cei care au evoluat, din tinerii care au evoluat în scenă, îi cunoaște, pentru că i-a urmărit și traseul lor de formare, a participat la concursurile municipale unde au fost prezenți tinerii artiști. Eu am venit și cu o misiune importantă, așa cum e corect, pentru fiecare muncă venim și cu o diplomă de recunoștință, de apreciere pentru toți participanții artiști care au evoluat în seara de astăzi, o diplomă de gratitudine pentru înaltă apreciere, recunoștință și participare la cea de-a treia ediție a festivalului Te Salut Chișinău! Haideți să-i mai admirăm încă o dată pe acești minunați copii, artiști foarte talentați. Diploma elevilor școlilor muzicale din municipiul Chișinău. Dragoș Gorgan, profesor Andrei Lungu, Școala de Muzică Eugen Doga. Dragoș, vin alături de noi aici. Dragoș Gorgan, Alexandru Brânzilă. Felicitări! Felicitări! La multe realizări de succes! Și multe aplauze! Ansamblul de violoniști divertisment, profesor Elena Soțchi, Școala de Muzică Maria Bieșu. Felicitări! Arina Cerneschi, profesor Taisia Caraman, Școala de Arte, Valeriu Poliakov.
Felicitări pentru Arina Cernețchi, Școala de Arte Valeriu Poreacov. Arina, felicitări! Ai fost minunată! Anastasia Popova, profesor Jean Avtovicencu, Școala de Arte Valeriu Poreacov. Felicitări! La multe realizări frumoase! Diana Povălucă, profesor Natalia Tarabarina, Școala de Arte Valeriu Poleacov. Felicitări, Diana! Te-am admirat! Bogdan Rotaru, profesor Ludmila Țurcan, Școala de Arte Alexei Stârcea, în aplauzele dumneavoastră. Felicitări! Felicitări, Bogdan! Să răsun prin toți codrii Moldovei! Polina Civotari, laureata a concursului național de interpretare instrumentală Eugen Doga, profesor Galina Buinovski, Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu. Felicitări! Felicitări! Și aplauzele tuturor dumneavoastră pentru toți copiii talentați din orașul Chișinău. Vă mulțumim, doamnă viceprimar! Vă mulțumim! Mai avem flori pentru minunații dirijori din această seară. E vorba despre Mădălina Canea, dirijor coral la Vocile Primăverii Liceul Teoretic Ion Creancă. Vă invităm aici alături de noi. Doamna Ilona Stepan, capela coral academică Doina, conducător artistic și prim dirijor. Flori pentru dumneavoastră. Un buchet de flori pentru minunatul dirijor Cristian Spătaru. Felicitări, este o recunoștință din suflet pentru ceea ce faceți dumneavoastră din suflet. Mădălina Canea, Ilona Stepan, Cristian Spătaru. Doamna Stepan, Ilona Stepan, vă așteptăm! Capela corală Doina. Și aplauzele dumneavoastră, Chișinău! Și în această seară suntem onorați să fim pe o scenă alături de dirijorul Cristian Spătaru. Bravo! Aplauze, Chișinău! Mulțumim! La mulți ani, Chișinău! Pace! Și la mai multe, multe ediții de Te Salut, Chișinău! Te Salut, Chișinău! Să fie! Revenim la mesajul nostru de început, la Chișinăul nostru, orașul cu umeri albi de piatră. Oh,
orașul meu, Chișinău. Versul Gheorghe Vodă a interpretat Camerata Chișinău în format simfonic. Dirijor Cristian Spătaru, corala Vocile Primăverii, Liceul Teoretic Ion Creangă, dirijor Mădălina Ganea, capela corală academică Doina, conducător artistic și prim dirijor Ilona Stepan. În aplauzele dumneavoastră. La mulți ani, Chișinău! Dragii noștri, să știți că nu întâmplător la final a răsunat această melodie și am văzut că ați conectat luminițele dumneavoastră ca o lumină de speranță și multă sănătate de care, apropo, are nevoie în aceste momente maestrul Eugen Doga. Haideți un pic să ne ridicăm de la locurile dumneavoastră de acolo și noi de aici, de pe scenă, și să-i dorim multă sănătate maestrului Eugen Doga. Suntem alături de dumneavoastră cu gândul și sufletul nostru și cu aceste creații nemuritoare care au răsunat în centrul capitalei, pe această alee superbă care vă poartă numele. Avem o mare onoare. Maestre Eugen Doga, multă sănătate în aplauzele dumneavoastră. Vă mulțumim! O să profit de acest context și o să cer aplauze pentru regizoarea acestor zile extraordinare de spectacole, doamna Lidia Panfil. Vă dorim multă sănătate și vă mulțumim! Și pentru că versul este etern, la fel ca și muzica, dragi colegi, o să vă ofer cuvânt ca să încununați această operă frumos. Pentru că la început a fost cuvântul. Adevărat, ne trebuia mult mai devreme să începem să recităm poeziile, dar atât de frumos au cântat colegii noștri încât nu am putut să intervenim. Am vrut să lăsăm muzica să fie așa cum este și noi să procedem cu cuvântul bonus la urmă din partea noastră. Acum avem ocazia. Acum avem ocazia. În oraș, la Chișinău, are și omul dorul său. Și când pleacă undeva, dorul iardă inima. Fie dorul ram de tei, fie stol de porumbei, fie plop vegheat de stea acolo la Botanica, cu platani la buiucani, cu izvoare la râșcani, fără larmă de tramvai, doamnelor și domnilor, Chișinău e colț de rai. Vara în forfot, străzile de argint amiezile, iarna alb nămețile și brunete fetele. Da, am trecut pământul un lung ca la Chișinău să ajung. Am trecut pământul un lat ca la ușă să vă bat. Știu că sunt orașe mari, unii le visează chiar, dar eu nu dau pe nimic Chișinăul meu cel mic. Aici mi-i casa cea din povești, cu trei mușcate la trei, așa, aici o frunză, un fulg de nea, mă înfioară cu șoapta ta, Chișinău, vă iubesc. Și la final zic cu toții să strigăm în unison: să trăiască, să înflorească, să o păzim, să ne păzească vatra cea care ne poartă prin istorie și soartă. Casa să ne fie luminoasă și frumoasă, să ne ajungă azi și mâine bucățica cea de pâine. Și apoi dimineața iară bunul soare să răsară și cu pace omenească fruntea să ne miruiască. La mulți ani, Chișinău! Și acum să cânte toată lumea, să se audă în tot Chișinăul. Odă orașului Chișinău!
ani orașului nostru, la mulți ani Chișinău! Vă mulțumim pentru o seară luminoasă și pentru aceste emoții care au fost reciproc. Vă așteptăm și mâine, începând cu ora 17, aici, pe strada pietonală Eugen Toca. Astăzi a fost o revelație, mâine se va da o mare distracție aici, pentru Chișinău, în orașul Chișinău. O seară frumoasă să aveți! Ne vedem mâine la 17:30. Te salut, Chișinău!